Dacă vrei să cumperi coins, nu uita să intri pe fifaultimateteamcoins.com. Salutare lumea și bine ați venit la un episod din Pokémon Ultimate Team. Ok, data trecută cei doi atacanți au evoluat, Akbola Horincone și Austin, așa, în Jerome. Să vedem cum o să ne descurcăm acum, să căutăm un oponent, ca de obicei. Bun, am găsit, hai să vedem ce echipare acest tip, ia să vedem. American Dream, probabil din MLS, spun pariu. Sau, poate că nu, nu, un hybrid, uite că sunt și câțiva din MLS. Ăla-i Dempsey, cred că e Dempsey. În mare parte nu prășesc jucători, dar hai să vedem. Haide să începem și să câștigăm normal. Opa, bun, Colker, foarte bine. Mirela s-a dat gol, a jucat foarte bine în meciul trecut. Și mersi frumos pentru minge. Apreciez. Vezi? Să mai dai. E frumos când te apreciază lumea, nu? Ia să vedem aici intrare. De ce n-a dat cone? De ce mi l-a schimbat cu ăla? Doamne, dar vorbim despre FIFA aici, mă. A dracu, FIFA 14, EA Sports. Sloboz. Adică. Foarte bine, Mira las faul, trebuie să fie faul, dar ținut acolo, în fine, nu se dă nimic. Rooney, aoleu, aoleu. Nicolici ar fi invidios pe tine, prietene, la cum ai dat. Aruna Kone, bun. Pleacă bine Aruna Kone acolo, iese cu portarul și plătește, sau poate că nu. A scos-o acolo, incredibil, Diego Alves. Oh, milimetric, milimetric. Bravo, Fellaini, dă-i pasă lui Dempsey. Senzațional ești. Ah, și scapă acum cu Aquino. Aquino acolo, Fellaini n-are nicio șansă, dar Cech e portar bun și așa dă-i picioare în genunchi lui David, lui sfutu-s gura a mătii. Ah, deloc fair play jucători ăștia. Bară Uce, bară Uce din nou. Oh my fucking god. Scapă aici. Dar cine era ăla de-l ținea acolo? Avea un metru și o flegmă, frate, și îl ținea pe Uce. Pe bune. Rooney acolo, pasă interesantă câte Jerome. Însă Jerome n-a schițat nici măcar un gest, decât a legat pe lângă minge. Superb sau ce? Foarte bine David Luiz. Aruna Kone, nu e și pasa. Na, o pasă acolo spre Uce. Uce. Foarte bine. Trimite mingea la Diego, ce extraordinar. Din nou ocazie uriașă pentru el. Acolo, foarte bine, Cole recuperează. Aruna Kone, pleacă Jerome, însă de ce, pizda mătii, ai dat spre Miralas, dar hai că totuși e bine. Are viteză bună Miralas, dar Luis Gustavo îl face pe Miralas la viteză. Superb! Pur și simplu superb. Bineînțeles că Walker e cretin la cap și nu poate să dea cu capul ca lumea. Se înmulțesc ocaziile la poarta mea, din păcate. O pasă întârziată rău de tot, dar așa e Jerome. Vedem centrarea către Aruna Kone. Aruna Kone întoarce. De ce n-ai dat cu capul, futu-ți rasa mătii de... Ce dracu, mă? De ce? De ce să mai mă enervezi? Minge acolo la Diego, Uce. O pasă, o centrare și ce extraordinar! M-a scos din o groază de situații dificile, Cech. Încă rămâne scorul 0-0, însă pentru cât timp? Dacă nu o să am grijă în apărare, o să o comit probabil cât de curând. Foarte bine Miralas. Jerome, Aruna Kone. Aruna Kone. Să vedem aici. Bineînțeles că nu mi-este nimic. Bă, tu joci pe ultra defensiv, mă, te... Ai atâția oameni în apărare. Să vedem acum. Gol, Rooney! Autogol, de fapt. Stai, cum? Ce dracu? Stai, mă, cum dracu? În fine, cui îi pasă? Cui îi pasă, frate? Avem 1-0 într-un meci extrem, extrem de dificil în care am fost dominați total. A, scapă acolo cu Uce, pericol, Walker. Bine, David Luiz. Așa, dă-i la Joale Kone, că altfel nu știi. Nu, 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 ce? Omoară-l pe el, mă. Îl omor pe... Stai, ce dracu zic? Îl omor pe el, mă. Dă-i minge în crucea mătii.
Și e fault. Pentru mine sau pentru el, nu-mi dau seama. Pentru mine, ok. Young, foarte bine trece acolo. Young, pasă către Cole. Cole, Ashley Cole, este Jerome acolo. Este înalt, este puternic. Jerome însă dă cu capul. Deci că... Ba, taie lemne acolo, ce dracu, mă. Aaa, nu. Nu, Dipei, nu, 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 pericol, pericol. Uci acolo și e gol, nu. Nu pot să cred. Nu. Nu, minutul 88, minutul 88. Nu mi s-a mai întâmplat de mult timp așa, sincer. Cred că era cazul să se întâmple. Însă nu ne lăsăm noi așa ușor. Arbitre, dă-te în gâtul mătii din calea noastră. Calea noastră spre gol. Calea noastră spre gol. Pepe, animal handicapat ce ești. 1 la 1 astfel, doar o evoluție. Se pare că această serie o să ține mai mult decât am crezut. Da. Am fost dominat. Sincer să câștig, nu meritam la cum am jucat în acest meci. Oh, stai, am uitat. Iar uit, mă. Cred că e a treia oară când mi se întâmplă. O să avem prelungiri. A treia oară, sunt sigur, cel puțin de trei ori mi s-a întâmplat asta să uit. Că nu putem face egal. Bine, Young, bine, Young, bine, Young, du-te! Du-te acum, du-te, ai, mă, animal prost, ce ești, pleacă de acolo! No, dacă asta e pa... Dă-o, dracu de treabă! Doamne, ce tâmpenii, ce tâmpenii în jocul ăsta, cum e posibil așa ceva? Noroc din nou. Bine, Walker. Haide, Jerome, du-te acum, te rog eu, fă o cursă, du-te, dracu, că nu ești bun de nimic. De ce l-am adus eu pe Jerome? De ce? Opa, hai acum, Jerome. Te rog, măcar o centrare bună să dai și tu o dată în viață. Dar ce să facă Cone de lângă ăla acolo? Ai, 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 trimite-l acolo și Dempsey, nu se poate așa ceva. Dă Dempsey cu capul de lângă doi jucători de-ai mei. Superb, superb, apărarea mea e de căcat, la propriu. Uitați-vă și voi, numărul 3, el era Colker. Miralas, foarte bine acolo, Miralas, ultima asta șansă probabil. Felipe Santana, nu se dă nimic, l-a luat cu totul acolo pe săracul Miralas. Să vedem, Jerome! Fai, mamă, te rog să-mi pice numărul 2. Deci nu se poate așa ceva. Un jucător de tot căcatul. N-am văzut în viața mea așa... Așa jucător praf. Ieși de acolo! Aruna Cone. Ce să fac, frate, cu defensiva aia acolo? Ai mei atacanți sunt de căcat. Și astfel se termină meciul. 2 la 1 pentru el. Superb. Doar o evoluție, din păcate, în acest episod. Ok, un număr de la 1 la 4. Ia să vedem ce pică numărul 4. Ăsta e Colker. Nasol. E un jucător bun acolo. Dar a greșit la gol. Dă-l, dracu-l, schimbăm. Da, haide să-l schimbăm pe ăsta. Și am deja și înlocuitor, normal. Stați puțin numai ca să aleg aici liga. Altfel o să caut până mâine dimineață. Probabil o să avem ceva de dat. Sau poate că nu, hai că nu e așa mult. O să luăm pe Kirikesh. Da, echipa arată din ce în ce mai strălucitoare. Hai să dăm și lui ăsta un healing. Așa. Și lui ăla Rapiței din apărare, lui Cole, un contract. Păi, sincer, un episod foarte, foarte trist, pentru că n-am reușit să câștig și am și pierdut. Nasol de tot. Cei doi atacanți sunt de căcat. Sau ori a fost defensiva adversarului prea puternică. Asta e greu de zis. Acum să vedem cum o să fie apărarea cu Kirikesh. Din păcate o să fie și mai slabă la cap, de parcă nu era destul. Dar asta este, trebuie să luăm și noi pe Kirikesh să jucăm cu el. Nu prea am jucat eu cu el, dar sperăm că o să facă treaba bună acum. Cam asta a fost. Am fost Quick, ciao les!